veți cunoaște pe mine mai bine și veți ști un pic planurile mele de viitor. Nu vreau să vă plictisesc, credeți-mă, e ceva foarte important și pentru mine și pentru voi. Așa că ciuliți urechile și fiți atenți la ce spun, ca să nu ajungeți în situația mea. Ați văzut thumbnail-ul, ați văzut cum se cheamă clipul, deci probabil sunteți curioși de subiectul ăsta. Ei bine, vreau să fac o schimbare în viața mea destul de mare. Fac clipul ăsta ca să vă motivez și pe voi să faceți asta. Ei bine, cei care mă urmăriți pe mine de mult, ați văzut că, bă, ori sunt mai plinuț, ori sunt slab, ori... mă rog, slab. Nu foarte slab, dar arăt mai bine. Dar înainte să intrăm pe bune în subiect, nu uitați să vă abonați canalului dacă vreți să fiți la curent cu ce o să postez, mai ales de seria asta. Neapărat un follow pe TikTok, pentru că acolo o să încerc să fac daily posting despre ce mănânc, ce fac la sală, ce alerg, cum merge mie ziua. Și un follow pe Instagram, pentru că acolo de asemenea postez foarte multe noutăți și puteți vedea ce fac off camera. Bun, hai să începem. O să mai iau pe mine tare din prima și o să vă iau și pe voi, spunându-vă că trebuie să fiți mai puternic decât viciile, să zic, care vă înconjoară. Nu știu dacă neapărat vicii e cuvântul potrivit. Cred că mai bine foloseam cuvântul exces. Se da, mă rog, sau excesuri. Ideea cu seria asta e că vreau să slăbesc. Vreau să ajung de la kilogramele pe care le am acum, cred că am 107, la 90 de kilograme în 3 luni. În fiecare lună o să aveți un update vlog cu ceea ce se întâmplă. Adică ăsta e vlogul în care vă anunț. Și din ziua în care s-a postat vlogul ăsta, oficial încep tot. Să fie un început mai prost, pentru că 4 zile o să am puțin mai multă treabă cu un festival, mă rog. E un început prost, știu, dar aia e. O să trag un pic mai tare la sală și văd eu cum drept toată chestia asta. Luna 0, luna 1, începem cu câte flotări pot să fac, bla 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 bla, prima zi, și la finalul lunii update-ul cu toată chestia asta. Și o să filmez în fiecare zi niște chestii mai importante. Ce mănânc, cum a fost un antrenament la sală, bla bla bla, ce mai realizez eu între timp. După aia o să fie luna 1, luna 2, iarăși update acolo, și luna 2, luna 3, iarăși update acolo. Bineînțeles că eu în tot timpul ăsta o să mai postez pe YouTube, așa că o să puteți vedea și dacă vă uitați la clipurile mele pe care o să le postez în timpul ăsta. Și de ce vă zic că nu trebuie să vă lăsați pradă exceselor, adică, sau mă rog, excesului de a consuma ceva. Mă refer la dulciuri, fast food și așa mai departe. Suntem toți conștienți că nu sunt bune. Dar la mine personal a fost vorba de nedisciplină. Efectiv, era o dezordine în viața mea completă. Până și în apartamentul în care stăteam era dezordine. Acum am pus și am făcut, e curat lună. Și prin pași din ăștia mici în care faci niște chestii pentru tine, realizezi cât de mult îți place rezultatul de după. Și eu acum, dacă aș slăbi, m-aș simți mult mai bine în corpul meu. Și da, sunt de acord cu vorba aia, băi, simte-te bine în corpul tău. Țineți minte, foarte important este să fiți sănătoși. Dar eu personal am ajuns în stadiul în care nu neapărat sănătatea e problema, cât dorința mea de a arăta mai bine. Efectiv, nu mai îmi place cum stau unele haine pe mine. Nu pot să mai port anumite culori pentru că poate vreau să fac o poză, poate vreau să fac un vlog. Băi, și arăt oribil. Bine, și acum arăt oribil, sunet tuns, dar mă rog, irelevant. Dar pur și simplu nu-mi place mie cum sunt acum. Și revenind la partea cu sănătatea, pentru că am zis nu neapărat din cauza sănătății vreau să slăbesc. Eu am avut un accident acum câțiva ani cu o entorsă și o luxație la rotulă. Nu știu dacă greșesc termenul, nu sunt priceput în medicină, dar asta mi s-a zis că am avut. Ei bine, am avut piciorul în L, dar gen nu cum îl poți îndoi așa, era partea asta de jos într-o parte. Și totul s-a întâmplat la schi și atunci eram un pic mai plinuț. Și cred că s-a întâmplat acum vreo 4 ani, nu știu, am un live de când am ieșit din spital și eram la mine în casă, mă rog. Ideea e că eu, ca să evit să se întâmple asta încă o dată, adică să am o entorsă sau o luxație la rotulă, trebuie să mai slăbesc. Asta mi s-a spus și atunci, bine, între timp mi s-a reparat piciorul, dar nu vreau eu să o risc. Țin să menționez că eu am avut și mai multe chele de atât. Dacă vă aduceți aminte, acum cred că jumătate de an începusem eu să alerg prin cartier cu pain, să facem sport, să mâncăm mai sănătos și slăbisem atunci, arătam și eu un pic mai bine, îmi plăcea mai mult de mine așa. Și acum vreau să mă întorc la versiunea aia de eu, doar că din ce în ce mai bine. Seria asta o să aibă 3 luni, dar eu vreau să fac un lifestyle din asta. Foarte important să faceți sport, să mâncați sănătos, să dormiți cum trebuie și să nu aveți excese de nimic în viață. Și revenim la dezordinea din viața mea. Băi, sunt un băiat, sunt un adolescent, nu știu să gătesc atât de bine și vin și dezordine în capul meu. Nu găseam timp, motivații și chef să fac mâncare, pentru că trebuia să stau, să dau la cratiță, gătește, după aia dai spală vasele, după aia un haos. Deși ăsta e procesul normal, așa îl percepeam eu când am început să mănânc prost. Adică îmi comandam chestii, mergeam la fast food, dulciuri în prostie, că bă, te duci ție o pungă de chipsuri mănânci și spăcălești foamea vreo jumătate de oră. Dar nu e bine deloc. Dar hai să luăm o pauză mică de la speech-ul ăsta și să le propunem prietenilor mei o chestie. Hai să vedem ce părere au ei despre ce vreau eu să fac și hai să le punem și un pariu. Fii atent, zbăr. Planul meu e să ajung la 90 de kg în 3 luni. Am 107, 17 kg slăbite corect. Adică nu mă fomate, da. Cât vine pe luna 5 și ceva nou? Da. Nu mai că vine mai mult de un kg pe săptămână, să-l dai jos? Da, chiar vine. Mamă, la asta nu m-am gândit. Crezi că poți? Nu știu. Din experiența mea cred că am slăbit maxim 8 kg și pe aia le-am pus la loc, dar mai greu. Îți pare? Da. Și fii atent. Dacă reușesc, trebuie să faci ceva, dacă nu reușesc, trebuie să faci altceva. E mai entertaining așa. 1000 de lei. 1000 de lei? Da. Stai, nu, Pinky promis că așa am făcut cu toți. Blochează-l cu degetul mare. 1000 de lei. Dacă... mă, ce ai la gură? Slăbești, am fost, am făcut operație. Dacă slăbești, pup. Dacă nu slăbești, bate ca și pe tine. Bine, Pinky promis. Blochează-l. Adevărat? Adevărat, da, blochează. Îmi bate să cacă pe el? Da. Bun. Blochează-l cu degetul mare. August, septembrie, octombrie. Fix lunile de vară, unde sunt petreceri, unde sunt astea, o să fie greu. Tu vrei
să ai 90 de kg. Da. Dacă nu reușești să slăbești, îmi ții ziua. Să-ți plătești ziua? Iei băutură. Bine, ok, asta la el. Okay. Și tu? Și eu, da, fii atent, dacă așa îți dau, dau 50 sau 100 de euro. Dă-i, frate, 100, zic eu. Îți dau 100 de euro, na. Gata, mă bag, fiți atenți, stați așa. Bag aici degețelul, pinky promise. Da? Chițule, stai și dacă și eu la mine și la tine care-i dealul? Da. 17 ianuarie. O plătești tu pe mea. Îți iau eu băutură de. Gata, așa o avem. Câte ai acum? 107. 107, ai 17 kg, da? Da. E realizabil. Chiar e realizabil, dar vreau să le fac sănătos, adică nu vreau să mă fumetez, nu vreau să fac nimic prost. Ce faci dacă ajung la kilele alea? Sau dacă n-ajung, de poți zici că îmi dai o mamă de bătaie dacă n-ajung, dar nu vreau. Mănânc 2000 de calorii la o masă, începând din 5 octombrie. Dacă eu nu am 78 de kg, mănânci tu 2000 de calorii. Wow. Pentru că eu am 90. Deci suntem amândoi în challenge-ul ăsta. Deci eu trebuie să fac 78 de kg și tu 90, da? Da. Pinky promise, pinky promise. Blochează-l. Dacă nu, dacă nu ajungi niciunul, mâncăm 2000 de calorii împreună. Ne mai îngreșăm un kil. Dacă nu reușești, îmi dai un cu toată forța. Nu, îți aplic cea mai urâtă bătaie din viața ta. Bă, stai mă, nu. Bă, fără violență, fără violență. Ce facem, mă bate omul? Dacă ajung la 91, tot îmi dai. Da. Dar mai puțin, nu la fel de tare. Probabil cea mai ok chestie de făcut acum ar fi să deschidem frigiderul și să aruncăm toată mâncarea proastă. Sper că sincer să fiu cu voi, am fost și în Basau și am uitat să arunc mâncarea din frigider și s-a cam stricat. Dar oricum trebuie să avem un stil de viață sănătos din orice punct de vedere. Somn, sport, alimentație, tot trebuie să fie ok. Așa că hai să ne apucăm să aruncăm chestiile proaste din frigider. Mișul ăsta e aici de foarte mult timp, e și expirat. Rob! Mult dacă mănânci așa ceva. Ai, viața mea, mamă, vomit. E mâncare stricată acolo și nu vreau să vă arăt că probabil voi când vă uitați la vlogul meu mâncați. Așa că termin de curățat frigiderul și revenim. Plus că vă dați seama că cel mai bine e să fii cea mai bună versiune a ta, să tragi de tine în fiecare zi, să fii mai bun cu 1% decât tine ziua precedentă, pentru că până la urmă tu ești singura ta competiție. Și când zic asta, nu mă refer doar la planul profesional, adică uite, eu azi stau, editez un vlog, după aia mâine editez un vlog și fac un thumbnail și gata, sunt cu 1% mai bun. Nu, trebuie să fii mai bun decât tine. Over. Să mănânci sănătos, să faci sală, să muncești, să faci bani, să faci tot ce te face pe tine fericit și crezi tu că trebuie să faci. Și hai să ajungem și la partea cu societatea, pentru că oamenii din zilele noastre sunt foarte judgy. Mamă, cât de greu e că nu mi-am pregătit un speech înainte și mi-e foarte greu să-mi găsesc cuvintele. Nu pățesc eu asta neapărat, adică da, mai am 2-3 comentarii cu haha, grasule, haha, dar pe mine nu mă demotivează chestia asta. Pentru că sunt conștient că trebuie să schimb și eu niște chestii la mine, dar știu că în spatele meu a fost haos și dezordine și așa mai departe. Și vă rog, țineți cont că eu fac clipul ăsta doar ca să vă motivez pe voi, ca să vă inspir și să mă motivez pe mine, pentru că știu că dacă o să zic public că, bă, uite, vreau să fac asta, o să-mi fie nașpa ca peste 3 luni să nu fi făcut nimic. Pentru că astăzi o să vă promit vouă că în viața mea o să se întâmple o schimbare care pe mine o să mă facă mai fericit. Societatea și social media promovează foarte mult să fii nu știu cum, să faci nu știu ce, dar într-adevăr, cum am spus mai devreme, cel mai bine e să fii cea mai bună versiune a ta, dar uite că există și niște excepții de la regulă, pentru că uite, foarte mulți dintre voi aveți examene, ați avut bacul, ați avut evaluare națională și așa mai departe. Probabil v-ați îngrășat din cauza stresului, poate unii ați slăbit din cauza stresului, poate unii ați zis, bă, ok, stau în casă, dar stai în casă, te plictisești, mănânci de plictiseală și așa mai departe. Și cumva te îngrași și poate ajungi să nu te mai simți bine în corpul tău, dar fii conștient că numai tu poți să aduci schimbări în viața ta. Dacă chiar îți dorești cu adevărat ceva, fă-o. Vrei să ai six-pack? Du-te 6 luni la sală, mănâncă corect și trage tare de tine și o să ai six-pack. Totul depinde doar de tine. În cazul meu, de mine. Un sfat foarte bun pe care pot să vi-l dau e să faceți în așa fel încât să nu depindă motivația voastră sau fericirea de nimeni. Pentru că după aceea să fie nașpa. Credeți-mă pe mine pe cuvânt, nu trebuie să treceți voi prin asta, învățați de la mine. Iar challenge-ul începe chiar acum. Money line, I'm a runner.